găsit, dragii mei, și Hristos a înviat, pentru că ne revedem în ediția de astăzi, în a treia zi de Sfintele Sărbători Pascale. Nu cred că am auzit-o vreodată râzând cu poftă, nu știu cum arată atunci când nu poartă costumul popular și n-am auzit-o prea des vorbind despre ea însăși. Ionela Măruțan poartă pe chip o sobrietate pe care a învățat-o din copilărie. Inima însă e plină de iubire și cântec. Mesajele pieselor sale transmit dincolo de temă o fragilitate pentru care de multe ori în viață a avut de plătit. Este o femeie îndrăgostită de muzică și poezie, de copii și familie și mai presus de toate este un om frumos. Bine ai venit, Ionela Măruțan, și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine te-am găsit la Vinea și îți mulțumesc din suflet pentru frumoasa introducere. Mă emoționez ori de câte ori se spun lucruri mărețe despre mine, pentru că nu-mi place să mă laud. Îmi place ca laudele să vină din partea oamenilor care îmi ascultă cântecul popular, iar ei se regăsesc în poveștile pe care le aud din cântecul meu. Fără multe cuvinte, ție ți se citește blândețea pe chip și acum, pentru că toți suntem în a treia zi de Sfintele Sărbători Pascale, aș vrea să te întreb, în această perioadă a sărbătorilor, de cine ți este dor? Ce amintire ai legată de sărbători? Mulțumesc că, în primul rând, că mi-ați dat ocazia ca în această zi frumoasă și sfântă pentru noi credincioșii, voi cei de la Etno, mi-ați dat ocazia să intru în casele telespectatorilor cu această frumoasă emisiune. Vă mulțumesc că ori de câte ori vin aici în casa Etno, mă primiți cu dragoste și cu căldură în suflet și îmi arătați și îmi spuneți de cele mai multe ori. Sigur că da, fie ca învierea Mântuitorului să reverse peste noi bunătatea și liniștea sufletească de care cu toții avem nevoie. Mi-ai pus o întrebare foarte grea. Îmi este dor de viața din copilărie, de viața din copilărie când eram toți șase la masă, cei doi părinți și noi, cele patru surori. Din păcate, pe una dintre surori am pierdut-o în urmă cu 7 ani și mi-este dor de ea pentru că era cea mai apropiată de mine. Era omul care, atunci când greșeam în viață, știa să-mi spună că am greșit, iar atunci când făceam lucruri frumoase, venea și știa să-mi spună laude și să mă îmbrățișeze cu căldură. Este, cred că, sora care ne-am dorit eu, noi toți frații să o avem. Și din păcate Dumnezeu a luat-o, dar sunt împlinită sufletește pentru că știu că acolo, în lumea cea fără de dor, ea ne privește și este cu sufletul alături de noi. Știi, de multe ori în perioada sărbătorilor ne este dor de cei care au plecat dincolo. Dar poate că Dumnezeu așa rânduiește să fie lucrurile prin lumea aceasta, să ne ia ce este drag nouă pentru a ne-a da forță să mergem mai departe în lume. Se spune că oamenii buni pleacă la ceruri, că poate pământul nu este la fel de bun pe cât le este sufletul. Da, să știi că deseori mi-am pus această întrebare și în perioada în care în cei 3 ani ne-am luptat cu viața pentru sora noastră și mă întreba de multe ori că de ce nu mai pot să trăiesc? Și mă întrebasem la un moment dat și eu așa în gând, îl întrebam pe Dumnezeu, de ce, Doamne? De ce nouă? Și vorbind de foarte multe ori cu foarte mulți preoți, mi-au spus să nu-L mai întreb pe Dumnezeu așa ceva. Iar după ce stătusem la vorbă cu preoții, mi-am luat inima în dinți într-o zi și m-am dus acasă la mama și am întrebat-o, mama, spune-mi cum te rogi. Mi-a fost foarte greu să o întreb pentru că știu că așa se roagă orice părinte pentru copilul ei, să nu îl ia Dumnezeu. Doar că
A fost foarte greu, mai ales în ultima lună din viață, în care sora mea chiar a stat în comă și a spus mama că, bine, Doamne, dacă e să-mi o iei, iau să nu mai sufere. A fost foarte greu. După ce a decedat sora noastră, mama era oricum sub tratament pentru că are probleme cu inima și am fost un pic mai atentă cu ea, pentru că a fost greu și vă dați seama, să-ți pierzi copilul, cred că este cel mai greu moment în viață. După 3 zile, după ce am înmormântat-o, a picat la pat tata și l-am văzut în acea perioadă că nu mai vrea să lupte. Nu mai vrea să lupte cu viața, pentru că într-una spuneau, ia-mă, Doamne, și pe mine lângă Dorina. Bineînțeles că eu am fost destul de puternic în acea perioadă, pentru că am stat cel mai mult cu Dorina și acasă, avându-l pe băiețelul meu, Sergiu, care era destul de mititel, nu puteam să plâng acasă, pentru că îmi spunea, dacă mă vedea tristă, mami, știu că tu ești tristă pentru Dorina. Că, așa cum vă spunem, am avut o relație foarte apropiată cu Dorina și când eram cu părinții mei, nu plângeam să nu le insuflu cumva, pentru că oricum ei plângeau și eu trebuia să fiu cea care le ridic morala, într-un fel. Când eram cu Dorina, de asemenea, nu plângeam. Iar tata mi-a spus așa, tu nu știi ce înseamnă să-ți pierzi un copil. M-a terminat. Nici n-am mai știut ce să-i răspund. E foarte greu. Sora ta era conștientă atunci de... Bănuiesc că a fost vorba de o boală de care a suferit? Da, din păcate a avut o boală de care se știe că se moare. A fost în stadiul 4 când am depistat-o noi cu cancer. Și deja erau metastazele pe ficat, a fost destul de greu să... Am făcut tot ce ne-a stat în putință, dar... Dumnezeu așa a vrut. Dacă ar fi să o ai acum, vreajma ta, să mai în fața ochilor, Ionela, ce îi spune? Da. Am visat-o o singură dată de când a plecat la ceruri și noi, oricum, am fost crescute în credință de părinții noștri și ne-am știut arăta întotdeauna dragostea una față de cealaltă și la fel și cu celelalte surori ale mele. O iubesc. O iubesc și mi-e dor de ea. Dar cu siguranță că odată ne vom întâlni. Și atunci vom plânge și atunci, dar că atunci vom plânge de bucurie. Crezi că există viață după viață? Da. Da, există. Și acolo nu va exista tristețe. Acolo va fi doar frumusețe, pentru că Dumnezeu, atunci când ne aduce pe pământ, doar târziu îți dai seama că asta este o bucurie a vieții când vii pe pământ și îți dă ocazia Dumnezeu să aduci bucurie în sufletele oamenilor, prin felul tău de a fi. Care sunt momentele cele mai frumoase, voi, 4 fete, surori de năzbâtii? Cum era Ionela? Era fata cu minte sau fata da, lui tata, cu minte fata deloc. Mami? Nu eram cu minte deloc. Eu fiind cea de-a treia fată la părinții mei, puteam să-ți povestesc o întâmplare din copilărie. Eu fiind cea de-a treia, întotdeauna era mai bătăioasă, mai băiețoasă. Dar nu știu, poate că faptul că mi-au însuflat părinții mei că eu chiar trebuia să fiu fecior, în perioada sarcinii mama a avut o sarcină altfel față de celelalte două și până în ultima clipă ei au crezut că eu voi fi fecior. Când m-am născut, feciorul de fapt a fost fată și tata a fost așa puțin trist. De ce? Se instalase siguranța de a avea băiat. De a avea băiat. Dar vezi că nu neapărat că își vroia băiat, dar știi tu, mândria aceea bărbaților. Se spune că toți bărbații își doresc băieți,
Dar, de fapt, fetele sunt oglinda sufletului lor. Dar târziu ne dăm seama. Știi, am fost tot timpul întrebată. Voi știți cântecul meu, tata ai vrut să ai fecior, și mă întrebase la un moment dat toată lumea de ce tata ai vrut să ai fecior. Pentru că așa a fost. Așa s-a întâmplat. Mi-au povestit dumnealor de întâmplarea și venirea pe lume a feciorului Ionela. Eu trebuia să fiu chiar Ionuț. Ion sau Ionuț, exact. Am fost tot timpul foarte apropiată de tata. Am avut o relație specială și o avem și acum. De multe ori, și acum, chiar dacă tata e mai bolnav, nu se simte bine, și asta de 2 ani de zile suntem cu demență, cu Alzheimer, mama este cea care are grijă de dumnealui și poate 4 zile pe săptămână stă la noi. N-am să-l las. Atât timp cât sunt pe lume și Dumnezeu mă ține în putere, voi avea grijă de ei. Pe cât ești de plăpundă, de blândă, de micuță, de firavă, încercările astea te-au întărit. Ai ajuns să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru Ionela sau de multe ori simți că nu le mai poți duce? Nu, știu că le pot duce. Pentru că, uite și acum, aici de față, îl simt pe Dumnezeu. Hai să-ți povestesc ceva. În urmă cu vreo 10 ani am fost invitată la un spectacol de pricesne, cântece religioase. Iar în acea perioadă nu cântam pricesnele decât în biserică. Acolo în biserică ai o altă stare, îți mai arunci privirea în carte de multe ori în timp ce spui acea rugăciune. Eu, neștiind că la acel eveniment voi cânta live, știam că filmase o televiziune și eram ferm convinsă că vom pune CD-ul. Ei, când am ajuns acolo, spre surprinderea mea, mi-au spus că voi cânta live. M-am speriat. Am zis, nu se poate. Adică cum să cânt un cântec religios într-o sală de spectacole și n-am nici caietele la mine, adică de unde, poate nu știu priceazna, nu sunt pregătită. În momentul în care am intrat pe scenă, am spus rugăciunea și l-am rugat pe Dumnezeu, am spus, Doamne, astăzi mai mult ca niciodată am nevoie de Tine. În momentul în care am intrat pe scenă, mi-a făcut cruce cu limba. Acest lucru l-am învățat de la părinții mei. Pentru că vezi cum sunt oamenii. Dacă te duci pe stradă, știu eu, poate ai o stare tu sau ai în gândul tău, l-ai în gândul tău pe Dumnezeu și poate vrei atunci, în momentul ăla, să-ți faci o cruce. Nu poți să-ți faci cruce oriunde, pentru că oamenii, dacă te văd că-ți faci cruce, îți spun, ai, o fi dusă cu capul, ce o fi pățit. Și atunci eu am învățat să-mi fac cruce cu limba. Când am ieșit pe scenă, sala plină, o liniște extraordinară. Am închis ochii și din nou am spus, Doamne, fii cu mine. L-am simțit pe Dumnezeu că este acolo. Am simțit că cineva vine și îmi pune mâna aici pe cap și m-a liniștit. Pentru că aveam o emoție extraordinară. Și nefiind pregătită. Nefiind pregătită, da, pentru asta. Este minunat să pornești la drum și să pornești în fiecare dimineață cu Dumnezeu în gând. Nimic fără Dumnezeu. Nimic. Credința aceasta ți-a fost insuflată după cum spuneai? De părinții mei, da. Noi am fost crescuți în credință. Obișnuia să mergeți des la biserică și când eram copii, da. Pentru că eu am copilărit primii 9 ani în satul meu, în Urmeniș, județul Bistrița Năsăud, un loc de poveste, un colț de rai pe care îl vizităm și acum, pentru că noi avem casa părintească din partea tatălui. Și am o bucurie în suflet pentru că am început puțin să lucrăm la acea căsuță și să ne facem un loc al nostru de poveste și când nu vor mai fi părinții noștri, să avem un loc al nostru de poveste, să ne amintim de vremurile copilăriei. Și băiețelul surorii mele, Dorina, tot timpul îmi spune, casa de la Urmeniș este singurul loc care mi-amintește de mama.
pentru că mama și tatăl meu ne-au crescut pe noi frumos, dar au crescut și nepoții, tot de părinții noștri. Și asta e o bucurie extraordinară. Mi-ar place ca toți copiii din această lume să aibă părinții pe care i-am eu. Chiar dacă sunt oameni simpli, oameni de la țară, oameni care n-au carte, au știut să ne educe atât de frumos și atât de înțelept. Și le mulțumesc din suflet și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am venit pe lume într-o familie minunată. Ce crezi că ai moștenit de la tatăl tău și de la de mama ta, Ionela, acum că ești mamă și în relația copiilor tăi să lași ca moștenire în educație sau de ce nu în genele tale? Da, de la amândoi am moștenit, cred că, frumusețea sufletului. Tata a fost un copil sărac de mic. A rămas orfan de tată de la vârsta de 3 ani. I-a fost foarte greu. Îi povestea deseori băiatului meu, Sergiu, cum a fost el din copilărie. Și îi spunea de multe ori, Sergiu, nu știi tu cât de greu mi-a fost mie în acea perioadă? Zice, luam un ou din cuibar de la găină să pot să merg să îl vând ca să-mi cumpăr de mâncare. Le-a fost foarte greu, dar au avut credința în Dumnezeu. Și asta cred că au depășit orice greutate în lume. Faptul că mama a cântat din totdeauna. Ea a fost, cred că, omul orchestră în satul nostru. Și acum, de multe ori, când merg în sat, oamenii care mă apreciază și care mă iubesc, că nu sunt toți, vin și îmi spun de multe ori, și tu cânti frumos, dar mama ta cânta mai frumos. Și sunt mândră. Sunt mândră pentru că mi-a dat moștenire. Această zestre frumoasă, cântecul popular. După ce am înregistrat primul meu material, că îmi spuneai la un moment dat ce mi-au oferit părinții mei. Sufletul frumos și dragostea de oameni și dragostea de cântec. După ce am înregistrat primul material, adusesem în fața publicului un cântec foarte iubit și cântat în acea perioadă, Vai măicuță iubitoare, iar în acel cântec spun că ne-au adus luna de pe cer și tata a lăcrimat. A spus, cum ți-am adus luna de pe cer? Că nu te-am ajutat cu nimic, pentru că noi n-am avut să-ți dăm nimic. Și am spus, este suficient că mi-o oferiți căldura voastră sufletească. Și le mulțumesc. Eu cred că asta e cea mai mare și mai importantă moștenire pe lume pentru un copil. Da. Mai ales că îl poți educa într-un mod firesc, într-un mod natural, în credință. Bănuiesc că aceleași lucruri le faci și tu cu copiii tăi. Copiii mei, da. Cei doi copii minunați. Uite, pe care îi aveți. Aiana e mai mică, are 5 ani. Dar chiar vorbeam cu prieteni de-a mei de suflet. Aiana acum la 5 ani știe 6 rugăciuni. Și în fiecare seară ne-am obișnuit acum de când tata este foarte bolnav de 2 ani de zile. Ne-am obișnuit ca la ora 10, când tata se așează în pat la culcare, să spunem cu toții rugăciunile. Și tata, chiar dacă de multe ori nu este prezent în discuție, pentru că e foarte bolnav și, dacă știți, Alzheimer, e o boală foarte grea, nu uită și ne spune, nu spunem rugăciunile cu toții, că așa de bine mă simt. Și este minunat. Vine Aiana, micuța noastră, și începe ea rugăciunile. Și le spunem toți cu voce tare. Este extraordinar să ai putere de la cer. Uite, și acum în pandemie. Nu sunt tristă că a venit pandemia. Nu sunt tristă că n-avem evenimente. Așa a vrut Dumnezeu. Ne-a apropiat poate mult mai mult de familie. Faptul că am fost plecați tot timpul. Faptul că n-am fost acasă, nu ne-am făcut timp pentru noi. Poate că uneori l-am uitat pe Dumnezeu. Acum este momentul să fim cu sufletul la Dumnezeu. Pentru că nimeni și nimic nu ne poate oferi dragoste în lume decât Dumnezeu. Oare boala aceasta este, crezi că este ușurată tatălui și pentru că, în ciuda faptului că se întâmplă să uite sau cu greu duce boala pe picioare, cum se spune,
Existența lui Dumnezeu în casa voastră îi oferă liniștea de care are nevoie și bătrânețea mai ușor? Să știi că da. Faptul că noi stăm la casă și părinții mei stau la bloc în oraș, de cele mai multe ori se trezește noaptea și strigă. O strigă pe mama. O strigă pe mama continuu, deci este dependent de mama mea. Iar venirea la noi în casă, nu știu, îi dă o siguranță. Poate și faptul că sunt copii, se mai joacă copiii cu dumnealui, faptul că iese în curte, faptul că, da, e un du-te vino în casa noastră și atunci și dumnealui cred că depășește mult mai ușor această situație. N-aș putea să-l las singur pe tata. Câtă vreme, și mă repet, câtă vreme voi fi pe acest pământ, am să am grijă de ei. Sora mea mai mică, decât mine cu 4 ani, Claudia, și ea are probleme de sănătate și am ajutat-o foarte mult. Așa cum îmi place mie să ajut pe toată lumea. Cred că asta ți este misiune, Ionela. Da. Iar tu ți-ai înțeles-o. De asta am venit pe pământ. Și îmi spune de multe ori, dar tu de tine nu ai grijă? Adică, de mine are grijă Dumnezeu. Pentru că eu sunt aici să vă ajut pe voi. Și cum se face că la un om ca tine există atâta înțelepciune și atâta siguranță și încredere în divinitate și sunt mulți oameni descumpăniți și care probabil de multe ori își pierd încrederea în propriile puteri? Dar poate că nu sunt ei de vină. Poate că n-au avut în jurul lor oameni care să le insufle această credință. Deseori mă întâlnesc cu diversi oameni care îmi spun că au trecut prin foarte multe greutăți și nu mai găsesc calea de întoarcere. Ba da, există cale de întoarcere. Doar că nu știți la ușa cui să bateți. Deci ușa lui Dumnezeu este deschisă pentru fiecare. Doar trebuie să vezi. Dumnezeu este în noi. Dumnezeu este pretutindeni. Ce ai moștenit sau de fapt ce reții, ce povață reții de la tatăl tău pe care ți-o spune des și care te-a ghidat în viață? Și acum în ziua de astăzi îmi spune de multe ori când este bine să am grijă de mine, să fiu om între oameni, pentru că în ziua de astăzi greu găsești om între oameni. Și totuși ți s-a întâmplat, Ionela, să fii dezamăgită de oameni, de prieteni, pentru că ești un om care face numai bine, se spune că binele trebuie să-l facem fără a avea așteptări, s-a întors binele la tine? Da, nu știu, aștept. Încă nu s-a întors binele. Binele meu în această lume este familia mea și sunt oamenii de suflet care îi am în jurul meu și nu am nevoie de altceva. Jumătatea sufletului tău, soțul tău și tatăl copiilor ți-a împlinit camera aceea inimii și te-a împlinit întru totul și a continuat și te-a susținut atât în carieră cât și în viața personală? Da, am avut norocul să văd dragostea adevărată în urmă cu 25 de ani când m-am îndrăgostit orbește de soțul meu. În acea perioadă eu eram la începutul carierei mele și bineînțeles că nu vroiam să îmi leg viața printr-o căsnicie. Eram devotată carierei. Eram în perioada festivalurilor, vroiam să-mi scot materiale, nici nu mă gândisem că, bai, nici copii nu vroiam în acea perioadă. Am zis, nu sunt pregătită. Oricum, nu ești pregătit niciodată, în fond, și la urma urmei, dacă te-ar întreba cineva că vrei să devii mamă. Și soțul meu a fost căsătorit, am mai spus-o în interviurile mele, a fost căsătorit, din acea căsătorie are o fetiță de 21 de ani. Eu vă spun să vă trăiască. Să ne trăiască, este fetița noastră și avem o relație specială cu Paula.
Bineînțeles că n-a fost de durată căsnicia, 5 ani a durat, el a fost plecat în Spania vreo câțiva ani. Bineînțeles că eu în timpul acesta am avut o altă relație cu un alt băiat timp de 6 ani, dar sufletul meu a rămas acolo, la prima mea dragoste. Îl iubisem cu sufletul, dar iubisem mai mult cariera. După ce a venit din deci Spania... Deci ai fost cumva, scuză-mă că te întrerup, în punctul în care a trebuit să alegi. Să aleg, da. Da, și am ales cariera. Acum regreți alegerea Regret făcută la vremea pentru aceea? Că dacă aș fi știut în acea perioadă cât este de frumos să fii mamă, poate că m-aș fi măritat și aș fi făcut copii mai repede. Avusesem la un moment dat așa o dezamăgire sufletească când mă întâlneam cu tot felul de colegi care aveau copii mari. Sergio are 13 ani, iar de când a venit el pe lume, mi-a luminat viața. Am știut să dau sens vieții de când a venit băiețelul meu pe lume. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, m-a binecuvântat în casă cu doi copii frumoși. Doi copii frumoși care, ori de câte ori, așa cum îți spuneam, ori de câte ori am o problemă, știu să vină să-mi aline sufletul. De multe ori îmi spunea Iana, mama, te iubesc așa de mult. Sergiu îmi spunea de mic, tu ești mireasa sufletului meu. Deci tu ești femeia cu care aș vrea să mă mărit eu. Acum, bineînțeles că s-au schimbat puțin. E altă etapă a vieții. Da. Spunea un artist, un invitat în emisiune mai de mult că oricât de mult vrei să ocolești destinul, oricât de mult fugi de el, tot cu el te întâlnești. Da, așa și este. Iată că ți-ascult povestea de viață, stau să mă gândesc că poate alegerea ți-a aparținut la vremea aceea, dar Dumnezeu nu te-a ocolit cu drumul pe care tu aveai să-l urmezi. Așa este. Acesta a fost destinul meu. Ca în orice relație soț-soție, mai avem și certuri, da? Că sunt constructive și exact. Acele. Dar de multe ori îmi spune și soțul că eu sunt cea rea de gură, știi? Dar îmi spune de multe ori că ești prea bună tu să fii rea. E minunat. Deci ești prea bună să fii rea. Și ne împăcăm. Nu durează cearta mult. Nu durează mult pentru că sunt copii în jurul nostru. Mai simți aceeași dragoste ca atunci, în tinerețe, sau odată cu trecerea anilor intervine și respectul și obișnuința? Păi el a trecut pe planul 2. Sau pe planul 3, deci pe primul plan sunt copiii. S-a instalat gelozia la el sau da, ai încercat să le dai atenție în egală măsură? Să știi că după ce a venit Sergiu pe lume, mi-a spus așa de vreo 2 sau de 3 ori, nu mă mai iubești ca la început. Și am spus, păi nu te mai iubesc ca la început, e drept, că acum îl iubesc pe Sergiu. Bine că e o alt fel de iubire. Iubirea pentru copii și iubirea... Te întrebam pentru că nu e simplu să ai între ghilimele meseria de mamă, de soție, tu și de artist și atunci să faci față. Da, mi-a fost alături tot timpul și probabil că acesta a fost norocul meu, să-l am pretutindeni cu mine. Vezi și tu, de câte ori vin în București, el este cu mine. Și n-am nevoie mai mult. Deci nu am nevoie. Faptul că el este întotdeauna în stânga mea, în mașină, am o siguranță. La un moment dat, asta a fost după ce am înregistrat materialul Dați cu pâine, nu cu piatră, începuse gurile rele să spună, păi ce tot îl porți cu tine pe soțul tău? Ori este gelos, ori ești geloasă tu? E, nu. Este foarte bine că este cu mine. Și că e implicat și pasă se implică. De cariera ta. Da. Știi, de multe ori îmi spune lumea, vai, ce ai realizat? Am realizat împreună. Deci ceea ce am realizat până la această oră, am realizat împreună cu soțul meu și împreună cu familia mea. Dar de unde crezi că pleacă și răutățile acestea, Ionela? Și de ce oamenii judecă? Pentru că nu au ei ce avem noi. De acolo, din neîmplinirile lor. De acolo. Faptul că poate tu ai, nu știu, o mașină pe care ți-ai dori o, și-ar dori-o și ei. Acum am vorbit de mașină, de un lucru banal. Acum că suntem în perioada aceasta a sărbătorilor, unde ne încărcăm cu energie pozitivă, poate și mai medităm, nostalgie și multe altele, îmi amintesc de predica unui preot în care spunea, bucură-te, chiar dacă tu ai un talent și omul de lângă tine are 5, bucură-te de ce ai primit ce? Tu. Exact. Nu râvni la ce are celălalt, pentru că nu știi dacă nu cumva crucea lui e mai grea, în ciuda faptului că a primit mai mult. Așa este. Am stat de foarte multe ori de vorbă și eu cu preoți
Și am avut o perioadă în viață în care am vrut să mă las de cântat. Dar ce te-a determinat să-ți schimbi? Oamenii răi din jurul meu. Oamenii răi, pentru că oriunde mergi în această lume, ești încolțit. De ce? Nu știu. Și preoții cu care am vorbit, toți mi-au spus, nu, tu de asta ai venit pe lume să cânți. Dumnezeu nu te va lăsa niciodată să cazi. Și am căzut. Dar tot Dumnezeu m-a ridicat. Care sunt regretele pe care le ai? Ce, nu știu, o dorință neîmplinită sau ai fi ales altceva să faci în locul alegerilor făcute? Cred că nu. În urmă cu 20 de ani, când îmi doream cu tot sufletul să cânt, faptul că nu am avut partea materială să-mi fie mai ușor ca să pornesc pe acest drum, poate că, știi, mă întrebase la un moment dat tot felul de reporteri de ce, unde a fost Ionela Moruțan atât de multă vreme? Am fost acolo unde a vrut Dumnezeu să fiu. Am venit cu pași mici, dar siguri. Atunci când în poveștile mele, în cântecele mele, se regăsesc oamenii care mi-ascultă cântul, împlinirea mea sufletească este mult mai mare. Și atunci uiți de toate greutățile care le-ai avut în viață. Toate neajunsurile. N-am să uit niciodată de unde am plecat. Chiar dacă poate că am ajuns aici unde sunt acum. Îmi place să ajut oamenii, îmi place să dau sfaturi frumoase. Și de ce nu? Să ajut și oamenii care poate sunt mai săraci. Uite, îmi spuneai la un moment dat, mă întrebai că ce i-am învățat pe copiii mei, ce am învățat eu de la părinții mei. Ori de câte ori merg și la plimbare. Dacă văd câte un copil amărât, tot timpul dau din puținul meu, le dau și lor. Și a făcut întâmplarea cu ceva ani în urmă, eram undeva la o mănăstire la Sărmătinul de Câmpie și când am ieșit din mănăstire erau foarte mulți oameni bătrâni care cereau ajutor și normal că eu le dau tot timpul bănuți, dar nu văzusem pe o tanti care era un pic mai retrasă și Sergiu m-a atenționat, mi-a spus, uite mami, la tanti de acolo nu i-ai dat și am dat bănuți și s-a dus el și i-a dat și a spus sănătate. Pentru că părinții sunt oglinda copilului și puterea exemplului, planul, gesturile pe care noi le facem de multe ori se regăsesc și mie. Da, am niște copii foarte înțelepți și mulțumesc lui Dumnezeu. Nici n-aveau cum să fie altfel, Ionela, la câte lucruri frumoase dobândesc de la voi ca părinți și câte lucruri înveți tu. Mulțumesc! Vreau să revin un pic la destin și pentru faptul că m-am documentat, aș vrea să repovestim un pic povestea tragică a bunicului tău. A bunicului meu pe și care l-am pierdut. Și ce urmări a avut în viața ta personală? Clar că nu l-am cunoscut pe bunicul, pentru că bunicul meu a murit când tata avea 3 ani. A murit în război în acea perioadă și din ce mi-a povestit tata, cel care l-a lovit pe bunicul în vremea războiului a fost vecinul de lângă el. Un ungur. Da, un ungur. Și de atunci, din păcate, tata a fost așa supărat sufletește de multe ori pe unguri. Din păcate. Știi cum se spune? Că piatra nu vine de departe, ci vine de lângă cei apropiați ai tăi. De cei care poate că odată în viață au mâncat din farfuria ta. Sau poate că ai împărțit un pahar cu apă. Este trist să vezi că în jurul tău oameni care poate că odată în viață au venit și ți-au smuls o lacrimă. Vin și te lovesc. Bunicul meu din Urmeniș până în Silivaș sunt 5 km și a fost bătut crunt de acel vecin
i-au rupt coastele și a trebuit să străbată acei 5 km pe jos. Bineînțeles că n-a mai rezistat, a murit. Și tata a rămas cu un gust amar, pentru că a avut o copilărie nefericită. Și totuși, față de voi, și-a îndeplinit meseria de tată, între ghilimele meserie. A fost mândru, a fost mândru cu fetele lui. Să recupereze poate ceea ce n-a simțit dumnealui și de ce nu s-a bucurat. Da, uite să-ți mai spun ceva ce n-am spus, cred că, niciodată. În timpul Revoluției, tata, în acea perioadă, lucrase ca pompier la fabrica de bumbac din Târgu Mureș. Și noi locuiam într-un apartament cu 3 camere în oraș, în Târgu Mureș. Tata urma să plece în acea noapte, când a fost prins regretatul Ceaușescu. Urma să plece să lucreze de noapte. A plecat până în stația de autobuz și s-a întors acasă. A simțit că ceva se va întâmpla. Și a spus, dacă Dumnezeu vrea ca în această seară să se întâmple, să vină o nenorocire, vreau să mor lângă copiilele mele. Așa ne spunea nouă, copiilele mele. E un suflet extraordinar. Cine este omul sau fapta care ți-a schimbat viața? Da, dacă tot ai amintit, un om de suflet, pe care am avut ocazia să-l cunosc cu foarte multă vreme în urmă. În acea perioadă nu lucra aici în televiziunea voastră. Este vorba de regretatul Aurelian Preda, care m-a iubit de când m-a cunoscut. M-a iubit de când m-a cunoscut în perioada debutului meu. Când m-a auzit prima dată cântând, cântecul Tata ai vrut să ai fecior, a venit la mine și mi-a spus, tu ai o voce extraordinară. Tu-L iubești pe Dumnezeu. M-a simțit. Din prima clipă. Faptul că am avut bucuria să-l cunosc pe Aurelian Preda dincolo de viața de artist, faptul că a venit la noi în casă, i-a cunoscut pe părinții mei, a fost pentru mine extraordinar de mult. Și mulțumesc pentru vorbele frumoase pe care mi le adresa ori de câte ori avea ocazia. Îmi spunea de multe ori, Ionela, tu nu știi câtă lume te iubește. Nu știam. Tu nu știi câte lacrimi aduci în ochii oamenilor. Nu știam. Vreau să-ți povestesc că eram în urmă cu... Wow, deci Sergiu era foarte mititel. 10 ani, cred că. Eu eram directoarea artistică a unui eveniment caritabil în acea perioadă cu Alin de la Talisman, Înger pentru Înger se numea. Și vreau neapărat să vină Aurelian cu mine în acele evenimente. Au fost, dar nu foarte multe, pentru că era și distanța foarte mare. Majoritatea evenimentelor erau la noi în Ardeal, iar lui era destul de greu să vină în zona aceea. Mi-amintesc că aveam spectacolul în Gherla, județul Cluj, iar el n-a putut să vină la acel eveniment, dar el știa că eu merg în Gherla. A doua zi dimineața am primit un mesaj de la Aurelian, iar în acel mesaj, deci asta a fost acum 6 ani, acum țin minte, că nu aveam pe Aiana, deci asta a fost acum 6 ani. Și îmi scrie în acel mesaj, încă îl păstrez și acum în acel mesaj, îmi scrie în acel mesaj, te-am visat azi noapte și te-am visat că devii mamă pentru a doua oară. Am plâns. I l-am citit și lui Sorin mesajul și am zis, uite ce îmi scrie Aurelian, adică noi nu ne-am gândit să mai facem al doilea copil. Chit că pe Sergiu l-am făcut la 32 de ani, Aiana a venit pe lume la 40. Și l-am sunat repede și am zis, vai, Aurelian, ce spui? Da, zice, te-am visat azi noapte și o să devii mamă. Am zis, nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Am mai povestit de ale noastre, după vreo 2 zile mi-a făcut un test de sarcină și eram însărcinată.
Eu știu, da. Asta mi-ai povestit chiar când ai venit la Etno, că era în perioada în care și eu deveneam mică și ne-am împărtășit experiențele. Da, a fost minunat. Prima persoană pe care am sunat a fost Aurelian și am spus, dacă tu ești cel care mi-ai spus înaintea Domnului că voi fi mama a doua oară, mi-aș dori din tot sufletul să-mi fi naș. Fetiței mele. Pentru copilului meu, am spus, copilului meu, zice, fetiță vei avea. Mi-a spus că o să am o fetiță și dacă vrea Dumnezeu să-ți fiu naș, îți voi fi naș, fetiței tale. Și el a fost naș la Iana al 33-lea naș. Deci el a avut 33 de fiini. După ce m-a întrebat, știi ce e 33? N-am știut, nu mi-am dat seama ce vrea să-mi spună. Și mi-a spus, 33 este vârsta care a trăit Iisus Hristos. Nimic n-a fost întâmplător. Extraordinar. Deci a fost un om extraordinar. Cine a avut ocazia să-l cunoască a putut să vadă că Aurelian era plin de bunătate. Știa să-ți insufle acea bunătate. Artiștii care îi avea la suflet erau oameni minunați ca și el. Sincer. Spuneai mai devreme că răsplata pentru tine este familia, momentul în care faci bine. Dar când tu faci bine, ce aștepți? Nimic. În schimbul acelui fel. Eu dacă văd bucuria pe chipurile oamenilor, nu vreau nimic. Pentru că îmi dă Dumnezeu ce am nevoie. Nu vreau nimic. Învață-ne cum să trecem atunci peste dezamăgiri și suferințe. Dar e foarte simplu. Chiar dacă e o dezamăgire, dacă te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu îți arată calea. Parcă o văd pe mama când spui vorbele astea. Da. Eu sunt mamă și eu sunt mamă. Și sunt copil a unei mame deosebite. Se întâmplă să vină copiii tăi acasă și să mai aibă și ei supărări pentru vârstele lor sau să întâmpine probleme de genul acesta la școală? Cu toții le-am trăit. Da, le lăsăm să decurgă de la sine lucrurile alea. S-a întâmplat des să aud părinți care își încurajează copiii să devină cumva violenți dacă asta primesc. Dar ce ai învățat pe cei mici? Din păcate, uite, dacă tu m-ai întrebat, am o poveste frumoasă și la această întrebare. Când Sergiu era mic, noi locuisem într-un apartament în oraș și aproape de blocul nostru era un părculeț unde mergeam zilnic. Niciodată nu lăsam pe Sergiu să se certe cu copiii, să se bată cu copiii și tot timpul îi spuneam, mami, dar nu lovi, nu, să nu vină de la tine primul pumn, adică da, e ok, nu stai să te lovească, ia, dar să nu vină de la tine prima lovitură. Și a crescut copilul meu așa un an, a crescut doi, a crescut trei și ne-am dus în vizită la ceva prieteni de-ai noștri. Acolo ne-am întâlnit cu alți prieteni care la rândul lor aveau și ei copii. Și cumva pe Sergiu l-au prins după o perdea și eu am văzut secvența aceasta. L-a prins cumva după o perdea și îl lovea acel copil și el nu dădea, el stătea și se uita la copil. Nu știu cum am reacționat. Efectiv m-am ridicat de pe scaun, adică și părinții aceia văzuse că îl lovește pe băiatul meu, dar n-au avut nicio reacție. Și probabil că dezamăgirea mea mai mare a fost faptul că i-am văzut pe oamenii aceia adulți, da, fără reacție. Și m-am ridicat și l-am luat pe Sergiu de după acea perdea și am ieșit afară și am zis, păi tu, mami, păi tu stai să te lovea? Păi cum să-l lovesc, mami, că e mai mic decât mine. Da. Bănuiesc acum, mare fiind, comportamentul lui e la fel de înțelept și se retrage este din anturajele. E cel mai bine. Avem foarte multe discuții împreună. Și îmi spune de multe ori, mami, e mult mai bine să plec de acolo decât să stau să mă bat cu ei, că nu are rost să mă bat. Cum le-a conștientizat înțelepciunea asta și nu ți-a spus poate că de multe ori a fost foarte naiv? Nu e un copil naiv, să știi. Deci noi credem, părinții, că sunt naivi copiii noștri, dar nu sunt naivi. Deci ei văd, exact cum ai spus tu, oglinda părinților. Dacă în familia noastră nu au fost bătăi sau în cercul nostru de prieteni, nu am văzut să se bată în jurul nostru, atunci clar că nu ne batem. Uite, pe noi, fetele, nu ne-au bătut niciodată părinții. Niciodată.
Mi-amintesc de prima bătăiță, în ghilimele bătăiță, a surorilor mele, când au plecat la o discotecă, de exemplu. Ele, nu că aveam restricții, dar fete fiind, clar că părinții noștri au fost un pic mai stricți cu noi. Și la ora 8, la acea vreme, trebuia să fii în casă. Și ele nu au venit la ora 8 acasă, se duseseră la o vară de-a noastră, care la rândul lor avea tot două fete, și acolo s-au adunat mai mulți și a fost ca o discotecă, doar nu erau cluburi în acea perioadă. Și s-a dus mama după ele, undeva în jurul orei 21, deci 9 seara, iar când au ajuns acasă, le-au bătut un pic. Sincer, am plâns și eu de mila lor, pentru că nu văzusem așa ceva în familia noastră. Și clar că, da, exact cum am spus, dacă trăiești într-o familie de oameni agresivi, chiar și ceea verbal, ce vezi, asta reproduci. Ceea ce vezi, asta reproduci. Să revenim puțin la carieră, Ionela. Care este cel mai important obstacol psihologic pe care l-are de depășit o femeie în această lume artistică? Da, care ar fi obstacolul? Cred că, după părerea mea, când știi că muncești pentru ceea ce ai și ești apreciată de publicul care îți ascultă cântul și povestea și nu ai susținerea colegilor sau a oamenilor care sunt în domeniu. Am mai spus de foarte multe ori că nu m-au ajutat oamenii de pe televiziune. Și mă întrebau de cele mai multe ori că de ce nu apari mai des la televizor. Și atunci tot eu am venit cu răspunsuri. Pentru că n-aveai loc. N-aveam loc. Dar nu aveam un loc pentru că poate nu aveam calități. Care sunt acele calități, Lavinia? Vocale. Da, am spus la un moment dat, tot eu mi-am însuflat, știi, această idee. N-am fost o fată dintr-o familie de oameni bogați. Am fost o fată săracă. N-am fost... nu-mi place să spun lucrul acesta. Cu tupeu. Cu tupeu. Da, că ăsta e adevărul. Eu am vrut să-l formulez altfel, dar dacă ai spus, este foarte adevărul, potrivit. E termenul tradițional folosit. Este, într-adevăr. Și nu poți să te afirmi dacă ești genul de om poate mai retras sau cu bun simț. Da, eu sunt o fată care nu-mi place să vorbesc fără să fiu întrebată. Adică vorbim să fie vorbit. Nu-mi place. Și ai avut de pierdut cu asta, da, Ionela? Da. Am avut de pierdut. Dar uite că totuși n-ai putut să te schimbi dacă astea ți-au fost bazele și educației, să mă schimb. Bunătății Nu am să tale. Mă schimb. Pentru că acei oameni, nu ei m-au făcut ceea ce sunt eu astăzi, ci m-au făcut publicul meu, pe care îl iubesc. Îl iubesc pentru că ori de câte ori am venit cu povestea mea, mi-au arătat dragostea lor. Și ai fost și ai participat și ai fost invitată la emisiuni de televiziune iubite de telespectatori și iată, da, că pe propriile tale puteri ai reușit să faci asta. Ceea ce nu au reușit mulți. Îi încurajezi și pe cei care poate de multe ori tind să se retragă în ceea ce, da, visează sau ce așteptări au? Depinde ce vor să facă în această lume. Dacă îți dorești cu adevărat să pornești pe acest drum, care nu e deloc ușor, dacă îți dorești cu sufletul și menirea ta pe lume este să aduci bucurie cu cântecul oamenilor, atunci fă-o. Dacă nu, retrage-te. Ești iubită de public și poate de aceea ai fost chemată să cânți în multe dintre spectacolele organizate de foarte mulți primari. Totuși, în 2019, știu că a existat un conflict și un anumit primar nu te lăsa să urci pe scenă. Care a fost explicația, da, și cum ai depășit momentul? Da, am văzut că te-ai documentat. Da, de fapt, așa s-a vehiculat că nu m-a lăsat să urc pe scenă. Unul din prietenii noștri candidase la primărie și vroia să facă o masă pentru oamenii din acea comună, fără să vorbească cu actualul primar, ceea ce, da, după ce am vorbit și am zis, trebuia să spui
primarului și să-l invit și pe dumnealui, pentru că așa e frumos. Nu putem da afară pur și simplu. M-a sunat și m-a invitat să cânt 2-3 piese. Și eu am zis, bine, da, cu drag, dar sper să nu fie problemă. Parcă simțeam că ceva se va întâmpla. Fiind foarte aproape de casa unde locuiesc eu, știu că mă îmbrăcasem, eram gata, pregătită să merg la acel eveniment. Și la un moment dat vine Sorin și zice, nu te mai îmbrăca că nu mai mergem nicăieri, pentru că a venit primarul și l-a scos afară pe, să nu dau nume, că nu, n-aș vrea să-l supăr, e un om super frumos. L-a dat afară și nu o să ne lasă să facem evenimentul respectiv. Bineînțeles că după aceea, a doua zi, se scrisese în ziare că Ionela Moruțan nu a fost lăsată să urce pe scenă la păi acel eveniment. De asta am vrut să elucidăm misterul, da, și da, să așa a fost realitatea. Așa a fost întâmplarea, da. Da, din păcate, se mai întâmplă și chestii de genul. N-aveai cum să fii refuzată din alt motiv, Ionela, la da. Câtă bucurie cred aduci pentru cei cred care că te nu. Iubesc. Da, mă iubesc oamenii și le mulțumesc. Le mulțumesc pentru că ei mi-au dat aripi. Ei mi-au dat aripi atunci când eu am căzut. Dacă nu erau oamenii care mă iubesc cântecul meu, nu eram aici. Este cântecul medicamentul pentru este suflet? Terapie. Este o terapie de suflet. De ce sau de cine ți este dor privind în trecut? De cine mi este dor? De oamenii calzi. De oamenii care, poate de odinioară, știau să-și petreacă mai frumos decât își petrec acum. Îmi e dor de serbările acelea, când oamenii îmbrăcau portul, costumul popular, zestrea asta noastră a românilor. Nu mai îmbrăcăm, din păcate. Îmi este dor de cântecul adevărat, pe care nu-l mai auzim, din păcate. Că tot ai vorbit de port, întotdeauna ai purtat frumos costumul popular. Cine ți-a dăruit prima taie, prima pereche de opincuțe, prima bazma? Baticul, batic, se spune, năframă la mine în sat. Da, am avut norocul, cum îți spuneam, că mama mi-a cântat și mi-a dăruit prima cămașă. A fost cămașa cu care ea s-a îmbrăcat când a fost mireasă. Doar că acea cămașă era cu alb și negru. La noi în sat se poartă și alb și negru, dar se poartă și colorat. Și nu avea ea foarte multe costume populare. Am suferit la un moment dat că nu am costume și ceream în stânga și în dreapta să mi se dea și mie și nu mi se dădeau. Mai ales, am mai spus eu acest lucru, cerusem oamenilor din sat și n-au vrut să-mi dea costume populare. Mai bine le țineau în ladă sau mai bine le vindeau în altă parte. Știi tu, vorba din aceea, dorința de a profet purta cu autenticitate. Exact. Nu e profet nimeni la el acasă. Și îmi pare rău să spun lucrul ăsta. Dar nu sunt apreciată și iubită la mine acasă. Aș vrea să-mi arate oamenii, sunt puțini acei care îmi spun și îmi scriu de multe ori că sunt de la tine din sat și că noi te iubim cu sufletul. Am suferit o perioadă în care n-am avut susținerea lor. Pentru că se știa că este foarte greu să pornești pe acest drum. Am suferit la un moment dat când a fost atacată verbal mama mea. A spus, a, păi Ionela câștigă o grămadă de bani. Când veneam la televiziuni. Și mama, ca un om simplu, n-a spus nimic și și-a plecat capul. Pentru că i-a fost greu să spună oamenilor că noi artiștii plătim. Adică noi artiștii nu primim bani de la televiziuni. Dar oamenii așa știu. Și-a supărat-o pe mama. Ca și plâns. Și am zis, te rog. Deci să fie umilită și jignită. Am zis să fie ultima oară când faci așa. Nu, mama. Trebuia să-i spui femeii. Erau tanti de la noi din sat. O mătușă, că la noi în sat toți sunt unchi și mătuși. Da, așa e. Și totuși n-ai greșit cu absolut nimic față de dumnealor, însă păi nu neplăceri ți-au creat. Păi nu trebuie să greșești oamenilor, că oamenii dacă sunt răi, ei așa cum sunt. Și
Și decât să le spui, să le insufli bunătatea, mai bine pleci, pentru că nu ai cui să le spui. Zilele acestea trăim și simțim miracolul învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne! Care este miracolul pe care l-a știut în viața ta? Miracolul? Vreau să depășim această perioadă, pentru că, uite, este cel de-al doilea an în care Paștele l-am sărbătorit doar în familie și altfel. Dar poate că faptul că am stat alături de familie a fost mult mai împlinit. Până și din lucrurile acestea găsești mulțumire și fericire, chiar dacă sunt schimbate. De când cu pandemia, cred că au fost clipele cele mai frumoase și de Paști și de Crăciun când am stat acasă. De câți ani nu mai stăteai acasă de sărbători, Ionela? Nu mai știu. Păi, dai seama, eram tot plecată, tot cu cântări. Și a fost foarte frumos. Uite, am vopsit ouăle împreună cu copiii, am făcut curat împreună și în suflet am făcut curat împreună. Pentru că e foarte important să facem curățenia sufletului și nu curățenia din casă. Aia o facem tot timpul, dar curățenia sufletului e foarte importantă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în fiecare zi e cu noi. Dumnezeu își face timp pentru noi. Oricâtă greutate poate că ar avea în suflet, noi nu ne facem timp pentru Dumnezeu, din păcate. Ce frumos, trece repede și n-aș vrea să se termine emisiunea, însă înainte de încheierea acestei ediții cu adevărat speciale în a treia zi de Sfintele Sărbători Pascale, te-aș întreba când ai plâns ultima dată și de ce, Ionela? Tot timpul plâng. Eu plâng și de bucurie și plâng și de tristețe. Îmi plâng și când simți văd oameni fericiți. Simți că te descarci în momentul în care da. Plângi? Sincer, până nu l-am avut pe Sergiu, nu plângeam atât de ușor. De când am devenit mamă, am devenit foarte sensibilă. Și la un moment dat îmi tot repetam, păi ce faci că plângi tot timpul? Și las să curgă lacrimile. E foarte bine, e o descărcare extraordinară. În ce îți găsești energia pozitivă și din ce îți recapeți fericire? Copii. Ori de câte ori sunt tristă, ori de câte ori sunt supărată, când vin copiii, nu mai am nimic. Deci mă întorc cu drag acasă, ori de câte ori sunt plecată undeva, pentru că eu știu că acolo mă așteaptă frumusețea lumii. Copiii sunt frumusețea lumii. Și o binecuvântare de la Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt foarte fericită. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și într-o perioadă atât de sensibilă, de emoționantă. Îți mulțumesc pentru că ai ales să împărtășești povestea vieții tale, o parte din ea, cu mine și cu telespectatori. Îți doresc multă sănătate, atât ție, cât și celor dragi din familie și să fie doar începutul a ceea ce vrei să realizezi de acum înainte. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia ca într-o zi specială, ai văzut? Și Dumnezeu a rânduit să se întâmple așa. Și mulțumesc cerului. Și noi îți mulțumim foarte mult, Ionela, iar pentru dumneavoastră, dragii mei, zile cu liniște și până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!